Mai tare puțin dacă se poate. Vezi, te zice eu și de data asta. Da, mersi. Zici, mama, ți-a aduc cu pahar de apă, de suc, ceva? Nu, mai bine prinde-mi că mi-e cald. Ce-mi dai? Un puf mai târziu. Bine așa? Da. Mersi. Acum să mă apuc să public articolele, că le terminasem de scris. Mai rămas decât să le public. Da, că a avut ei trei articole și le terminai de publicat. Uite, mamă, mai primi un like la poza aia în care sunt eu așa feriță. Lasă, mamă, că nu simt like-urile de foame. Zim, nu vrei să pregătești ceva de mâncare? Nu, mamă, că nu mi-a de mie acum de mâncare. Dacă ți se face foame mai târziu. Lasă, că nu te vine nouă foame acum. Treaba ta, cum vrei. Pieptă nu. Ne mai trebuie sau nu? Mai lasă, că poate ne mai trebuie. Mai gândește-te și cu ce mai trebuie. Aparatul foto îl pusești? Mă crezi, nu știu de unde e. Păi, ia vezi, o fi în bucătărie de când ai făcut pizza. Ai făcut poză la pizza. Fac o poză. Nu, că sunt nemachiată, mă aduc. Mă duc atunci să duc trusa ca să te fac, cum repede. Nu, 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 lasă că mă machiază când vine Simona. Vrei, tu vin. Să rămâne aia. Ia-o, ce faci? Vine, te așteptăm. Mamă, ce mișto e șiră. Cine ți le-a făcut? Mami, e clar? E șiră foarte frumos. Știi, mamă, nu pui pe mine acolo să fie mai așa când mă machiez. Și stai că aici e locul meu. Nu de aici? Da. Păi da. Nu bine așa. Cum mi-a făcut Simona aia bine? E frumos. Nu cred că o să mai plouă. Așa e bine? Mai cu fața. Ce mai faci? Ce mai gătești? Ah, e bine.
meeting astăzi. Mai spune-mi și mai dăm o idee. Ah, păi astăzi a făcut varză călită cu carne. Aoleu, ăstora lor mei nu le place deloc, deloc. Îmi pare rău că nu mi-a mai răspuns până acum, dar avem multe probleme, știi? Ce probleme? Nu-i interes. Hai, te fac? Da! Da, Simona, că noi n-aveam și noi ce mânca așa. Stai, mami, să zic. Și să vezi. Am urcat la etaj cu liftul, știi? Uh-huh. Și după ce am terminat de mâncat, când să coborăm, nu mai mergea liftul. Păi și ce-ați făcut? Păi noroc, stăm aici aproape, că l-am chemat pe taică și a venit repede și ne-a ajutat, că altfel. Da, au oprit cările rulante și am coborât acolo. Creioane. Lăsați că acum sunt alte timpuri. Așa e, sunt alte. Mami, du-te și aduci și trâta mea. Vreau să mănânc eu destul aici, ce e? Nu, că vreau să mă fac un om ca tine. Compuse și produsă piesa, coverul de promovare al pieței și declarația ta. Păi și mâine îți trimit eu comunicat, tu ți-l fac, că acum nu am timp, că mă duc cu o prietenă la club. Și ți-l trimit pe mail să-l verifici și după aia îl trimit la presă. Da. A, și să nu uit să mă anunț când vii în Craiova, la concert. Mai vorbim și noi. Bine, hai, te pup. Pa, pa. Cine era mami? Era Bogdan? Da, vrei să-i promovezi o piesă nouă. Da, nu l-ai întrebat dacă ți-a trimis banii pentru aia veche? Nu, mami, știi că e om serios. Eu mă sunat să-i promovezi o piesă nouă și
Marta, rugai să-l întreb de bani. Apropo, cum ești tu pieța aia cu Antonia și cu ea? Care? Aia, care că e? O ai aici? Da! Ce nu am eu? Dă mai tare! Dar la altă ce ai făcut, ai mai făcut aici? Da, înțeleg. Am făcut poză cu Bănescu. Păi da, Simona, că eu vedeam dimineața pizza și seara eram la meci. Ei, m-am mirat, te recunoaște că ce lumea ta a făcut. Mi-a plăcut, de ce să zic? Când ziceai că mergem la teatru, apropo? Cred că joi, o să verific pe net. Da, cred că joi. Bine că ăștia acolo au rampă. La discoteca aia din centru unde am fost, în subsolul ăla ce ne-am pătimit când avea o rampă, ai de noi. Dar chiar așa, Simona, unde mergem acum, știi ceva? Au, n-au, rampă. Nu, rampă n-au nici ăștia, dar oricum nu e greu de intrat. Adică nu e la subsol sau ceva. Acum prima dată e mai greu. Că după aia o cunoști ăștia de la discoteca pe Cami. Pe tine n-o cunoaște pe Cami. Dar chiar, mami, cum o fi aceea? O prezenta cineva? Știi ceva? Da, da, nu sunt așa renumit, nu-i cunosc. Poate se întâmplă și aici, știi, cum s-a întâmplat în tineretului. Da, da. Acolo când ți-au zis că e simbolul Costineștiului. De data asta poate nu te mai emoționezi și tu așa de tare, știi? Că n-o să mai fie mii de oameni care să te aplaude. Te-am povestit, nu, Simona? Da, știu. Au dat și la radio. Am mi-a venit și pe dinamță, știi? Da? Da. Mărmin, dar, Magdalena, nu te pregătești cum mai avem puteți și suntem gata. Sunt pregătită. Vedem. Doar înainte de a pleca, mă duc să-mi ridic un pic măruș. Dacă aveți treabă sau ceva, noi ne descurcăm, să știți. Noi, Simona, n-am nicio treabă. Ce treabă să am? Zii, tu ar trebui să spui ceva?
fată, să-i mai harnică ca voi, ce vrei să faci? Bine. Vă și eu. Surpriză. Nu? 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 Clama o luat? Ce? A, clama! O uitai! E, bine că o uitați. Mami, arăți mie clama aia nouă și cu cetin. Urmele ăsta vrea să cumpă casa sau ce vrea? Nu știu, că vrei ce zice. Cam ia idee unde am pus cercei. Nu, mai că au greșit mata de pe acolo, eu nu știu unde e foc. Eu zic că mai bine scos pe altul. Ei, eu abia ce puteam să mă văd cu ei și te zic că să caut pe altul. De ce nu-i zic asta? Nu-i mai găseam. Să vezi că vine seara asta Conecto. Da? Da. Sper că pot să vorbesc cu el, să mai facem o poză. Să văd câte like-uri strâng. Că la aia de la mare am 200. Eu la aia de la profil n-am nici 50. Ia. Ia. Îți place? Șuvița. Lasă-mi șuvița în jos. Acum poți să ne faci o poză. Că vrea să-mi fac o poză atunci când eram nemanchiat, când ne-a arătat. Așa, dragă, tu ești frumoasă oricum. E, că sunt fata la matale și de-aia spui asta. Acum ne strigăm. Sper că nu o să și doarmă cu noi. La distrat!